Ford Puma este a noua cea mai vândută mașină în Europa în prima jumătate a anului 2022, ceea ce înseamnă că este cea mai bine vândută mașină fabricată în România. Aoleu, Luci Popa, nu știi nimic despre mașini. Sandero e locul 2 în prima jumătate a anului 2022. Corect? Dar vânzările acelea de Sandero sunt cumulate. Sandero, stepul fabricat în România și Sandero, fabricat în Maroc. Ceea ce înseamnă că, dacă este să vorbim de-a binelea, Puma este cea mai vândută mașină fabricată în România. Că se vinde mai bine decât partea de stepui din toate vânzările de Sandero. Ei bine, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, din cauza crizei de semiconductori, au trebuit prioritizate modelele fabricate, sau nu, modelele care se vând cel mai bine. Ceea ce înseamnă că Puma a luat semiconductorii de la Fiesta și semiconductorii de la Focus. Aoleu, asta nu e bine. Da, Focus și Fiesta nu se mai vând acum în Europa și sursele mele spun că nu s-ar mai întoarce niciodată. Unii spun că s-ar întoarce, alții spun că nu s-ar mai întoarce. Așa că 50-50 e bine să ne pregătim pentru adio Fiesta și adio Focus. Mondeo, la fel. Cine își cumpăra Mondeo înainte, acum își cumpără Kuga. Adio. Nici EcoSport nu mai are mult de trăit, deja au omorât fabricația în India și nu se știe ce viață lungă va mai avea la Ford Otosan Craiova, pentru că Ford Craiova a fost preluată de către turci. Va exista o Puma electrică bazată pe tehnologia turcilor și niște autoutilitare. Nu mai lungim, astăzi vorbim despre Ford Puma cu transmisie automată. De ce Ford Puma, mașinuța asta făcută la Craiova, a omorât Fiesta, Focus, Mondeo și EcoSport. Bine, Mondeo mai puțin. Acolo Kuga are ceva de spus. Like dacă vă place clipul, subscribe dacă vă place contentul, share și comentați. Mașini cu Luci Popa începe. Hai că s-a pus și ploaia. 330.000 de unități Ford Puma s-au produs până acum. Ba chiar un pic mai mult, vreo 340.000. Dacă tu te afli printre proprietarii de Ford Puma, printre șoferii de Ford Puma, vreau să-ți aud în comentarii părerea despre această mașină. Mă interesează foarte mult pentru că e făcută la Craiova, la Alma Mater. Începem cu EcoBoost Hybrid. Eco înseamnă downsizing, boost înseamnă turbină, hybrid înseamnă că nu e hybrid, înseamnă că e mild hybrid și la ei pe site scrie chestia asta. E trecută în talon ca hybrid 01, primești toate beneficiile fiscale ale unui hybrid, însă consumul este cu jumătate de litru spre un litru mai mic decât la un EcoBoost normal non-hybrid. Este un belt integrated starter generator, nu este un full hybrid, o să vorbim mai multe la motor, dar țineți minte acest lucru. Ei bine, asta nu înseamnă că avem de a face cu un consum mare. Acesta este consumul pe timp de vară, cu clima pornită, mult oraș bară la bară, mult DN-ul, multă plimbăreală așa prin jurul Bucureștiului. Deci cam 50 de km full oraș, 50 de km DN-ul, 50 de km plimbăreală în afara orașului. 5,8 e un consum decent. Deci dacă scoți 6 litri la 42 de litri volum rezervor, ai 700 de km autonomie, fix 700. Și la 5,8 ai mai mult de 700. E foarte ușor să atingi 6.0. Deci nu te este chinui. Începem cu cheia. O cheie micuță de Ford cu butoane micuțe, dar butonul de portbagaj este luat de pe o berlină. Oh, ce drăguț! De ce am menționat cheia la început? Este ca să nu uit că aceasta este una dintre puținele mașini pe care le poți încuia atunci când motorul este pornit. Nu cred că mai există cineva nefamiliarizat cu Ford Puma, pentru că mulți spun că seamănă cu Porsche datorită farurilor sus amplasate, mulți spun că seamănă cu vechea Puma pentru că farurile au aceeași formă, mulți spun că seamănă cu Aston Martin datorită grilei și mulți spun că arată ca o broască speriată. Ce-i drept? Trebuie să apreciem designul Puma, pentru că dacă nu ar fi avut un design plăcut, nu s-ar fi vândut atât de bine. A canibalizat vânzările de Focus, de Fiesta și de EcoSport. Barem cu EcoSport-ul a șters pe jos. Acum, un detaliu pe care vreau să vi-l arăt. Această dungă este de la capota de Fiesta, pentru că Puma are o capotă de Fiesta modificată. O să vorbim imediat despre acest detaliu.
Acum hai să vorbim un pic despre faruri, pentru că acestea sunt farurile de bază. Lumini de zi cu LED, fază scurtă LED, semnalizări bec incandescent, fază lungă halogen. Există o opțiune de faruri full LED, pe, nu știu, pe ST-Line Vignale, de exemplu, vine în standard, pe Titanium nu le poți avea. Deci, momentan, în 2022, nu poți avea farurile acelea full LED pe Titanium. Dar avem faruri de ceață full LED. Mult piano black, avem plastic negru în jurul farurilor, deci mașina arată decent, decent. Nici în semnalizări nu avem LED, dar am vrut doar să vă arăt. Această vopsea e 1400 de euro și mai dai încă 250 de euro pe plafonul negru. O să vorbim imediat despre plafonul negru, însă hai să vorbim de lumini, dacă tot am rămas la capitolul lumini. Semnalizări bec incandescent, aici în schimb pare că avem LED și avem LED în stopuri. Puma arată bine și evident farul de ceață acolo. Deci Puma chiar arată a mașină interesantă din spate. Dacă stai să analizezi detaliile, uiți că le vezi toată ziua și le pierzi în mulțime. Puma chiar are un design, în special aici în spate, la șolduri. Vedeți? Un design destul de musculos așa. Detalii pe care le pierzi văzând mașina zi de zi, dar dacă stai să o analizezi, observ că e o mașină destul de interesantă. Acum, în spate, ce vedeți acolo este cârligul de remorcare opțional. Nu multe Pume vor avea acel cârlig de remorcare, varianta asta a fost configurată. În schimb, plastic negru, plastic gri, o mașină cu artificii din acestea de design multiple, hai să zicem așa. Un lucru pe care eu nu l-am înțeles 100% la Pume este de ce aici aripa și cu bara față sunt prinse ok și avem lufturi mari la capotă. Aceasta este o caracteristică a tuturor Pumelor și chiar aș fi curios de răspuns dacă este cineva care poate să-mi spună. Știu că nu se vede, dar parbrizul este încălzit. Ford are obiceiul de a pune parbrize încălzite pe mașini la prețuri decente, ca parte dintr-un pachet de iarnă. Mulți producători nici măcar nu oferă această dotare în clasa asta. La Ford este de apreciat, până și eu pe Fiesta am parbriz încălzit și iarna, ok, nu mai avem noi iernile de altă dată, dar iarna e o dotare destul de utilă. Ia să vedem ușile. Keyless cu lumină sub oglindă, oglinzi care sunt micuțe și amplasate, vedeți, nu sunt amplasate la îmbinare și nici unde începe ușa asta amplasate undeva ciudat, dar sunt amplasate aici pentru că ele sunt mici și trebuie să te ajute. Toate Fordurile sau, mă rog, majoritatea Fordurilor au oglinzi micuțe. Revenind la capitolul ușa, închidem și dacă ținem apăsat, nu se întâmplă nimic. Asta pentru că geamurile nu se deschid din cheie, nu se închid din mânerul de la ușă, dar, ia să vedem, dacă apăsăm pe... Se închid din cheie, dar nu se deschid. Interesant. Acum hai să deschidem ușa, care acoperă pragurile, spre deosebire de Fiesta, unde nu se acoperă pragurile. Hai să vedem cum se aude ușa când o închizi, mașină făcută la Craiova. Mai zice cineva că ușile spate se aud diferit. Un pic diferit. Așa. Și ia să vedem un pic fața de ușă. Ce vreau eu să-mi spuneți mie este, proprietar de Ford Puma, toți aveți acest țâmburuș? Pentru că am înțeles, sau mă rog, când am testat, Fiesta nu era țâmburuș, erau butoane. Și nu înțeleg de ce ar fi diferit la Puma față de Fiesta. Deci dacă aveți Fiesta sau Puma, spuneți-mi cum aveți butonul de reglat oglinzi. Alt detaliu, material tare, unde nu este textil, este tare. Pe alte versiuni mai avem și imitație de piele. E bine unde ai textilul ăsta, că mai ia puțin din materialul ăsta tare. Acum, buzunarele sunt destul de ok și dacă pui sticla de 2 litri așa, stă. Și o să vedem la interior, sau hai că mă pun acum în poziția mea de condus. Dacă eu mă pun la interior și închid ușa, eu nu am nicio problemă să lovesc sticla, deși sticla este destul de mult ieșită în afară. În rest, buzunarele nu pot să spun că sunt late, dar sunt
încăpătoare. Adică au mult, mult spațiu, mult, mult decupaj. Acum hai să trecem în spate. În momentul în care deschizi orice ușă la Ford Puma, se aprind stopurile. În spate nu mai avem același material textil peste tot. Avem doar aici pe cotieră, în rest plastic tare, buzunare ceva mai micuțe. Acoperim pragurile și știți că eu am boala asta cu child lock-ul. Ia fiți atenți unde e child lock-ul la Puma. E băgat aici și tot cu cheia se desface. E cel mai ciudat sistem de child lock pe care l-am văzut până acum. Geamurile nu coboară de tot după cum ați văzut și cam așa se închide. Și tot un lucru interesant, avem chedere chiar și jos. La unele mașini nu am mai văzut chedere atât de jos, mai ales din clasa asta. Chiar dacă acoperă pragurile, nu am mai văzut chedere atât de joase. Ia fiți atenți aici, mașina în momentul de față este încuiată, da? Hopa, putem să deschidem bușonul. Mă rog, aici avem instrucțiunile cu canistra și sistemul Easy Fuel, dar uite. Deci, cu mașina încuiată, poate să vină oricine să-ți fure benzină foarte ușor. Doar că nu poate, pentru că ia fiți atenți aici. Avem și UI-ul ăsta care se bagă aici. Vezi? La Easy Fuel nu se poate intra înăuntru dacă mașina este încuiată. Dacă o descuiem, atunci poți să bagi și UI-ul. Deci avem sistem de încuiere a rezervorului, chiar dacă la prima vedere pare că nu avem. Și mai există și bușonul pentru AdBlue. Bine, asta fiind benzină n-are, dar aici ar fi decupajul, pentru că pe unele piețe există Puma Diesel. Deci dacă are cineva o Puma Diesel în România, vă rog să mă contactați, pentru că vreau să merg cu o Puma Diesel. Ce bine arată Puma din acest unghi. Acum avem în felul următor. McPherson în față, bară de torsiune pe spate, însă în funcție de echipare, motorizare, dotări, avem tamburi pe spate sau discuri de 271 mm pe spate. Discuri 278 mm pe față, însă înainte era în felul următor. Aveai Trend, echipare care nu se găsește în România, în Polonia și în alte țări se găsea cu motorul de 95 de cai 1.0 EcoBoost, sau Titanium și aveai tamburi. Restul echipărilor aveau discuri, acum nu mai e așa. Motiv pentru care o să rog proprietarii de Puma să-mi scrie în comentarii ce motor, echipare și cutie au și să-mi scrie dacă au tamburi sau discuri. Ceea ce privește anvelopele, acestea sunt niște jante opționale pe 17 care vin cu anvelope Goodyear Efficient Grip, deci anvelope cu rezistență redusă la înaintare fabricate în Polonia. Hai că v-am promis că vă vorbesc și despre vopseaua în două nuanțe. Un detaliu interesant este la nivel. Stratul gri, care costă mult, este mai gros și statul negru este ceva mai subțire și dacă dăm zoom observăm că nu e chiar totul drept, avem mici imperfecțiuni ale vopselei. Ok, Puma nu are cea mai înaltă gardă la sol, 166 de mm, însă dacă vrei să urci borduri, ai 24 de cm de urcat, pentru că dacă punem camera aici, se vede că la 24 de cm avem acel prag. Deci atenție la borduri chiar și cu acest mini SUV. Și cu toate că nu avem o gardă mare și cu toate că mașina asta nu este un off-roader, cei de la Ford tot au dat unghiurile de fugă, de atac și de degajare la mașina asta. 17,5 atac, 26,6 degajare. De rampă nu ne-au dat, oricum mașina nu poate fi comparată cu tracțiune integrală. Dacă aveți un Ford Puma, fiți fără griji, pentru că aveți și degivrare specială pentru ștergătorul spate în lunetă. Ce drăguț! Acum mi-am dat seama ce lunetă curbată are Puma. Nu observasem până în momentul de față. Dar un lucru pe care l-am observat este că avem portbagaj electric. Ia fiți atenți aici. Te duci și apeși pe buton sau de două ori pe cheie. Da? Și uitați-vă cu ce viteză se deschide portbagajul. Nu numai viteza lui este uimitoare, dar și răspunsul. Uitați aici. La închidere răspunde mai greu, dar la deschidere se deschide foarte rapid. Ia, am apăsat, pam! Avem protecție. Deci dacă vrei să-l închizi, ia fiți atenți cu ce viteză. Deci după ce apăs, imediat, bam! N-a stat pe gânduri. Și uite că avem și protecție.
Iar acum hai să vorbim despre portbagaj, care are un volum de 456 de litri. Și ziceți, bă, Luci, unde e portbagajul de 456 de litri? Vi-l arăt imediat, e sub podeaua falsă. Lățime, 98 cm. Adâncime, 74 cm. Margine de încărcare, 5 cm. Ceea ce înseamnă că e foarte ușor să arunci obiecte voluminoase în acest portbagaj. Rabatând bancheta, ai podea aproape plană. O să mergem la banchetă imediat. Luminiță cârlig, priză de 12V. Un model destul de practic. Și probabil avantajul cel mai mare este că... Ia uite. A, ce chestie! Dacă ai rabatată bancheta, nu poți pune... Sau mă rog, stă! Dar nu mai stă în suportul lui acolo jos. Ce chestie! Deci dacă ai bancheta rabatată, podeaua falsă nu se mai poate duce în locul său. E bine de ținut minte acest lucru. Acum, în mod normal, aici am fi avut megaboxul, adică acea cutie cauciucată, ușor de spălat, cu gură de scurgere, în care puteai să pui obiecte murdare. Însă, pentru 150 de euro, vei primi o roată de rezervă de 16 inci de dimensiuni reduse. Ia să vedem cine o face. Hankook. Deci, au pus Goodyear pe mașină și Hankook de rezervă de 16 inci, în ciuda faptului că cele de pe mașină sunt de 17 inci. Interesant. Ia să lăsăm podeaua falsă înapoi la locul ei sau o putem ascunde aici, foarte mișto. Uite, volum 456 de litri. Și acum, dacă mergem noi frumos și rabatăm bancheta, ia să vedem dacă se prinde centura. Ei bine, centura nu se prinde. Bravo Puma, bravo Ford. Vreau să vă arăt asta la exterior, dar am uitat. Toate cele patru geamuri au protecție. Bine Ford. În clipa în care oprești motorul, mașina îți spune să verifici dacă ai și alți pasageri. Însă, după cum se poate vedea, mașina din imagine nu este o Puma, este un scrieți voi în comentarii. E bine, și iată capota. Capotă de Fiesta. Aici am observat pentru prima dată capotă în stilul acesta, capotă de Fiesta cu prelungire. Pentru că tot ce vedeți aici e preluat de la Fiesta și ce e de Puma a fost adăugat după aceea. Asta e și unul din motivele pentru care farurile sunt atât de sus amplasate. Bine, ține și de design, dar ține și de funcționalitate. Avem antifonare la capotă, avem băți, nu avem amortizor. Și capota deschisă așa are o formă destul de ciudată, pentru că pare un pic mică și incompletă raportată la dimensiunile mașinii. Doar că farurile mănâncă foarte, foarte mult spațiu. Și voiam să vă explic despre motor din față, însă hai că vă explic de aici, ca să nu mai pierdem timp. Deci pe Puma poți avea 1.0 EcoBoost, două variante de putere, mild hybrid sau nu, automată sau manuală. Eco Blue, dar nu la noi în țară, diesel 1.5 și 1.5 Dragon de 200 de cai putere pe Puma. Este motorizare și echipare pe care vi le recomand, pentru că e o super mașinuță, mai ales acum că nu mai poți să mai cumperi Fiesta. Este decât la mâna a doua, evident. Motorizarea este absolut identică cu ce v-am prezentat eu pe Fiesta ST. Și principala modificare față de restul 1.0 EcoBoost-urilor care au fost prezentate și răsprezentate pe YouTube-ul mai mult sau mai puțin românesc este faptul că nu mai avem curea dințată în baie de ulei, avem distribuție pe lanț, care ar trebui să rezolve oarecum din micile probleme de fiabilitate pe care le aveau aceste motorizări. Stai că vine trenul. Și exact la fel ca în cazul Fiestei pe care am prezentat-o, dezvoltă 125 de cai putere la 6000 de ture, adică sus, 200 Nm la 1750 de rotații pe minut, adică jos, e un motor destul de elastic și are și sistemul Mild Hybrid PISG Belt Integrated Starter Generator, care mai adaugă și 16 cai putere și ceva cuplu în plus. Cuplul nu este folosit mereu, el doar asistă. Împreună cele două sisteme de propulsie dezvoltă 210 Nm, adică exact cât ar veni cuplul unui motor pe benzină aspirat de 2,2 litri. În rest, motorul este același, injecție directă, bloc de fier, chiuloasă din aluminiu, avem injecție directă, avem arbore de echilibrare,
un motor care place, hai să zicem așa, destul de elastic, destul de versatil și cât de cât economic. Sunt curios cu ce o să-l înlocuiască Ford, dacă o să-l mai înlocuiască cu ceva vreodată sau dacă o să-i facă mici evoluții. Acum, transmisia în cazul de față este automată. Getrag, 7 trepte, dublu ambreiaj, multidisc, ambreiaje umede. Este aceeași cutie cu EDC-ul de la Renault, cu 7 rapoarte și este aceeași cutie cu Steptronic-ul în 7 trepte de pe modelele cu tracțiune față de la BMW sau Mini. Deci este fix aceeași cutie. Ca să țineți minte, performanțe 10.2 până la 100, 187 viteză maximă pentru o mașină de 1.300, 1.326 de kg la gol, sunt performanțe decente. Dacă este line, performanțele sunt aceleași, doar că am uitat eu să menționez chestia asta, este line-ul este cu 2 cm mai mare pentru că avem alt kit aerodinamic exterior. Consumul l-ați văzut la început de clip, 5.8, un consum mai mult decât decent. Bateria sistemului Mile Hybrid care se găsește în spate este de 48 V, așa cum sunt majoritatea sistemelor Mile Hybrid, are o capacitate de 0.48 kWh brut, 0.38 kWh net. Ajută mașina când are nevoie de cuplu suplimentar, alimentează consumatorii și evident în ea este depozitată energia recuperată la frânare și la luatul piciorului de pe accelerație, ce îi dă mașinii o frână de motor destul de consistentă, spre deosebire de alte mild hybriduri care folosesc coasting la viteze măricele și apoi la viteze mici. Regenerează, asta regenerează tot timpul și mereu ai o frână de motor destul de puternică și o să vedem asta la proba de condus. Dar am vrut să o spun acum în caz că uitam să spun chestia asta la proba de condus. Bun, și acum hai să vedem o imagine de ansamblu cu interiorul Pumei. Gata, asta a fost de ansamblu, acum hai la detalii. Uite Puma din bord acolo, ce frumos arată. Bun, hai să începem cu volanul. Nu foarte gros, cu decupaje, nu avem padele, o să vorbim imediat despre asta. Butoanele sunt destul de ușor de reperat. Comenzile sunt ergonomice, reglaj destul de amplu. Volanul de la Ford este unul bun. Și pielea asta, la fel ca la Fiesta, este rezistentă la creme și alte chestii, adică nu o să intre și nu o să absoarbă și să devină lucios foarte ușor. Și după ce ai coborât din Puma ST sau Fiesta ST și te urci în scaunele acestea, ți-e greu să revii la scaunele acestea normale. Pentru picioare scurte, cum am eu, șezutul e un pic prea lung, nu sunt nici prea moi, nici prea dure, suportul lateral nu e nici prea puțin, dar nici prea mult. În schimb, ai suport lombar dacă vrei la rotiță destul de mult și spătarul reglezi tot de la rotiță. Toate reglajele sunt manuale, ai și reglaj pe înălțime. Nu sunt rele scaunele, dar nu ies nici cu ceva în evidență. Dacă vrei suport lombar, e bine, cu asta ies ele în evidență. Au mult suport lombar dacă îl activezi tot din rotiță. Aici avem comenzile pentru oglinzi, de acolo se deschide capota, nu trebuie să ai ușa deschisă ca să deschizi capota așa cum se întâmplă la alte mașini. Și fiți atenți aici, viteza cu care se deschide portbagajul. Deci o să apăs acum, în momentul în care am apăsat pe buton, s-a și deschis. Când face tiriring, înseamnă că se închide. Și dacă vrei să-l oprești, mai apeși o dată. Răspunsul butonului de deschidere portbagaj este incredibil. Un lucru interesant la Ford-uri este faptul că butonul de Lane Keep Assist este aici. Un lucru foarte bun. Foarte ușor de activat și de dezactivat. Recomand și altor producători. Alt detaliu interesant este faptul că dacă vrei să semnalizezi că motorul este oprit, mașina face așa. De ce bipăi când vrei să semnalizezi? De ce? N-am mai văzut niciodată așa ceva. Două din cele trei pedale au fost schimbate la Puma cu transmisie automată față de o Puma normală pentru că ambreiajul a fost luat de acolo și frâna a fost lățită ca să nu apeși din greșeală ambreiajul. Am văzut materialele de pe ușă, acum hai să vedem materialele de pe bord. Plastic moale, tot bordul e îmblăcat în plastic moale, până pe aici. Imitație de fibră de carbon lucioasă, plastic tare, moale pe cotieră și plastic pe oriunde altundeva în mașină. Calitatea asamblării, văd că tragi de ușă și se mișcă mașina, deci nu scârție nimic.
Aici tragi, văd că e oarecum ok și aici, dacă miști, se mișcă puțin, dar nu foarte mult. Oricum toată consola e prinsă în șurupuri, de aia se mișcă puțin. Să rămâneți conectați pentru că la infotainment o să vă arăt cum să schimbați tema, să vă puneți temă de Lincoln sau de Fiesta ST sau de Focus RS sau de Ford Mustang sau de Raptor pe SYNC 3. Dar până atunci, sunt sigur că o să dați skip înainte, dar până atunci, hai să vedem, climatizare automată cu scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit, clima e opțională, toate aceste încălziri sunt opționale. N-avem ce să facem. Wireless charging, tot așa opțional ca parte a unui pachet. Aici avem o priză USB pentru conectivitatea la Apple CarPlay și Android Auto. O priză de 12V. Dar în cotieră, și o să vă arăt imediat, mai este o priză USB prin care poți să conectezi la Apple CarPlay și Android Auto. Ford îți permite să conectezi telefonul prin două prize USB, pe când alți producători te limitează, chiar dacă au mai multe USB-uri, te limitează la 1. Modurile de rulare o să le vedem imediat, traction control, parcare automată, avem auto start-stop și senzor de parcare off. 3 suporturi de pahare cu margine cauciucată, un suport pentru cheie sau alte obiecte micuțe, frâna de parcare normală și cotiera. Cam așa arată, destul de adâncă cu o tăviță și ea cauciucată. Adică spațiul este suficient pentru o mașină din clasa asta. Și acum am zis că vorbim despre schimbătorul de viteze. Mașina nu are padele, nu are mod manual. Deci nu poți să schimbi tu treptele singur. În loc de mod manual, are mod low, un fel de frână de motor. Este destinat frânei de motor sau condițiilor ce necesită frâna de motor, gen condiții de aderență scăzută, cum ar fi iarna. Nu este destinat pentru mers normal. Dar nu avem auto-hold, nu avem mod manual, nu avem padele pentru schimbarea treptelor de viteză. Tot așa, un detaliu interesant la Puma, centura de siguranță din dreapta are aici ceva capitonaj ca să nu dai în cotieră, în cotieră, pe când centura de siguranță de la șofer nu are. Asta pentru că șoferii vor merge cu scaunul ceva mai în față, acum e scaunul dat la maximum în spate, pe când pasagerii au tendința de a sta cu scaunul în spate ca să se relaxeze. Probabil ăsta este motivul. Dacă o fi altul, spuneți-mi în comentarii. Și torpedoul este iluminat, amortizat, dar necapitonat, de dimensiuni normale. Acolo ține for și pâlnia, dar are și un raft ascuns aici pentru manualul utilizatorului. Ce are Puma și n-are Fiesta? Mânere. Puma are două mânere. Hopa! Dar nu mai bine puneau ei trei mânere, luau pe ăsta de la șofer, le puneau pe acestea în spate și mai puneau unul la pasager și nu mai puneau la șofer. Interesantă abordare. Deci ai pus mâneri la șofer, dar n-ai pus la pasagerii din spate. Ia să vedem. Tara, luminiță. În dreapta avem luminiță. Luminile sunt cu bec normal, nu sunt cu LED și oglinda destul de ok ca și dimensiuni. Dar, ia uitați, avem decupaje pentru cap, să nu cumva să lovești dacă ești foarte, foarte înalt. Și în spate ceva oarecum similar, oarecum. Dar atenție că versiunile cu trapă nu vor mai avea chestia asta, cred. Cine are Puma cu trapă să-mi spună. Și acesta este tabloul de bord, ia să vedem. O trecem din normal în eco. Din eco în sport, să vedem toate animațiile. Din sport în slippery. Și modul meu preferat din punct de vedere al graficii, trail. Altundeva, așa umbli. În tabloul de bord, hybrid gauge îți arată unde încarcă și unde dă, presiunea în anvelope, calm screen, fuel economy și așa mai departe. Dacă dăm aici frumos, se arată audio, navigație, telefon, display settings și așa mai departe. Ia să vedem. Speedometer, miles per hour și așa mai departe. Chestii pare cum inutile în momentul de față, dar ce vreau eu să vă mai arăt. Driver Assistance. Aici găsiți
informațiile despre sistemele de asistență. Și pentru Mikey, cheia programabilă, să poți să pui viteză mică pentru șofer sau volum mic la radio pentru copii, ca să nu asculte muzică prea tare când merg cu mașina cu prietenilor. Înainte de infotainment, camerele. Hai să vedem. Deci, de fapt, e una singură de marșalier care și aia e opțională. Bun, avem așa, o grafică, a doua grafică, a treia grafică. Avem trei unghiuri la o singură cameră și, ia fiți atent de aici, eu sunt în marșalier cu contactul pus. Dacă vreau să pornesc motorul, nu mă lasă și se dezactivează și camera. Să o pun în parc, pornesc mașina, o trec iar în marșalier să vă arăt că avem și... Ia uite, indicații dinamice. În ceea ce privește sistemul de infotainment Sync 3, aveți review-ul meu la Sync 3 la clipul cu Ford Fiesta. Un review din cap până în picioare. Fiecare meniu în parte, dacă vreți să vedeți. Pe scurt, răspunde bine, multe meniuri, mobile apps, multe setări, Apple CarPlay, Android Auto, grafica e bună, rezoluția e bună, sistemul audio, dacă vreți ceva, ok. Ai B&O pe Titanium, din câte știu nu poți să pui B&O, trebuie să-ți iei Titanium X cu B&O. Sistemul ăsta are 6 difuzoare. Apple CarPlay, full screen, se vede bine. Și în ceea ce privește setările, te duci aici la general sau te duci aici la sunet. Când te duci la settings, ai sunet foarte frumos. Răspunde bine. Însă, ce vreau eu să vă arăt acum este cum să schimb tema la Sync 3. Ia fiți atenți aici. Ca să schimb tema la Sync 3, trebuie să ai contactul pus, trebuie să ți-ai apăsat pe butonul acesta și pe butonul acesta simultan. Ca să pot să țin eu camera, o să fac chestia asta. 3, 2, 1. Și se aude chestia asta. Se face test de boxe. Îmi pare rău pentru cei care au căști. Și după aceea apare meniul de diagnostice. Hai să vă arăt chestii interesante. Spre exemplu, RGB pixel test. Spre exemplu, display test pattern. Și unde mai era unul? Sound test, tones test. Tot așa, dacă vreți să surziți. Apoi, te duci de aici din testing settings. Și dai enable testing settings. Dacă dai enable testing settings, atunci nu mai trebuie să mai faci chestia aia, am făcut-o eu. Apoi, uite, tema este Ford Model Year 2020. Da? Și eu dacă vreau să pun temă de Focus ST, când voi opri mașina, o să-mi apară Ford ST, Ford Performance. La Focus, la RS, ceva similar. Când oprești motorul, îți apare RS acolo. Mustang, Raptor, Shelby, Shelby R, Vignale. Astea de Ford seamănă între ele. Însă, ia uitați-vă aici, Lincoln Continental. Ce de trebuie să aștepți puțin? Bun, și iată, acesta este skin-ul de Lincoln pentru Sync 3. Home, asta e home. Mergem la settings și avem aici frumos Ford Pass Connect, doar că e emblema de Lincoln. La sound avem meniul pentru Lincoln și dacă mergem la audio, avem aici foarte frumos meniul de Lincoln. Inclusiv play și pauză și toate cele când dai pe Bluetooth sunt schimbate. Așa. După aceea, dacă vrei să schimbi înapoi tema, te duci aici și pui temă de Ford, ce temă vrei tu. Dar dacă vrei să nu-ți mai apare chestia asta, îi dai Enable Testing Settings, ieși de aici și nu mai ai nimic. Ai doar tema ta de Lincoln pe care nu știe nimeni cum ai pus-o. Și dacă vrei să o schimbi, trebuie să faci din nou chestia aia. Contactul pus și butoanele de Next ținute apăsat împreună. Cu plăcere! Iar acum suntem în locul unde vor sta cel mai mult copiii, adică în spate. Bancheta, de fapt spătarul, destul de înclinat. Șezutul e destul de scurt, spre o deosebire de scaunele din față.
Însă, un detaliu interesant pe care l-am observat, uitați-vă la diferența asta de nivel între locurile laterale și locul central. Acum, na, și unghiul nu este tocmai drept, e așa, vum. Ca să ajute oarecum picioarele celor care vor sta aici, nu știu. Dar revenind, scaunul față este pus astfel încât eu să nu ajung la pedale, nici măcar întins, și uite cât loc mai este. Se bate cu Focus la locul pentru picioare, la lățime se bate cu EcoSport și cu Fiesta, dacă este să mă întrebați pe mine. Avem plase, la cap îi spune cuvântul plafonul plonjat, adică să zicem dacă ai peste 1,80 s-ar putea să atingi, zic eu. Nu avem ski hatch, avem în schimb isofixuri și dacă ar mai fi ceva ce mi-aș fi dorit, în loc de un spațiu de depozitare aici pentru roletă să fie măcar un USB sau o priză de 12. Alt detaliu, centurile de siguranță față nu sunt reglabile pe înălțime și nu avem mânere în spate. Dar în afară de acele două prize USB, nu cred că mi-aș mai dori nimic în plus în spate. Totodată țineți minte și aici bancheta are un suport lombar destul de persistent, nu se poate regla, țineți minte acest lucru, e important, foarte important, mai ales la drum lung. Hai să vedem cum parchează Ford Fiesta singură, dacă parchează, hai să vedem așa, parcare laterală cu spatele, căutăm un loc, space found, stop, reverse, ha. Și uite, eu nu fac nimic, mâinile mele stai aici, mașina virează singură. Ia. Alol. A crezut că Duba este mașină. Ia să vedem. Shift into D. Ok. Reverse. Deci mi-a parcat-o bine oarecum, dar că a crezut că Renault ăsta, ce o fi el, trafic, era parcat, era de fapt o mașină parcată de-a lungul și nu un trafic parcat de-a latul. Dar am mai testat sistemul și a mers, adică nu, e un sistem care parchează bine. E un sistem care parchează bine. Hai să vedem acum. Launch control, launch control. 0-100 cu Puma, ia să vedem. 10,2 secunde până la 100. Orice mașină care face 100 în 10 secunde sau mai puțin se poate numi o mașină rapidă. Care nu vei avea probleme pe depășiri. Ia să vedem. 0, drive, sport, blană. Acum dă-i. 6.000 a schimbat, 6.200 a schimbat, 6.100, 100, gata. Am terminat cu lucrurile interesante, hai să o punem pe eco. Și să ne vedem de review. Ce pot să spun? Pe decibelmetru mi-a scos 64,6. Nu este o valoare extraordinară, dar nu e nicio valoare slabă. Cam așa e toată mașina, nici prea prea, nici foarte foarte. Ce trebuie ținut minte este că ea a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP cu niște scoruri blană, deci e tank mașina pe siguranță, pe sisteme de asistență, pe pietoni, pe copii, pe pasageri adulți, Puma este foarte sigură. Testul Elanului l-a trecut cu scor bun, 78 de km pe oră, deci nici nu te răsturi cu ea. Garanție, 2 ani, dar poți să o prelungești până la 7 ani, 150.000 de km, 5 ani, 200.000 de km prin garanția Ford Protect, ceea ce eu, Luci Popa, recomand cu încredere. Nu știu cât e, vreo 300 și ceva de euro, dacă nu mă înșel, să o prelungești garanția. Sau poate mai mult, 5-600. Nu contează, oricum merită. Unii dealer Ford ți-o dau
gratis. Deci, tot așa, recomandare. Altă chestie ce mă impresionează este că are 4 geamuri electrice cu impuls. Acum lumea începe să taie din dotarea asta, pe când Ford încă o mai are. Dar ce ne interesează pe noi este cum se conduce mașina. Hai să începem pe Eco. Eco la 50 de km pe oră, 57. Hai să vedem cum accelerează ușor așa. Se bazează pe cuplu și pe puterea motorului electric, deși nu intră mereu. Intră doar atunci când ai nevoie, acum nu mi-a intrat. Acum am luat piciorul de pe accelerație și imediat se încarcă bateria. Dacă îi dau kickdown pe Eco, acum am boost-ul electric și mașina sprintează bine. Binișor pentru astfel de mogâldeață cu motor de 1.0. Acum, asta a fost pe Eco. Dacă o trecem pe normal, răspunsul la pedală devine un pic mai bun, cutia apare un pic mai alertă, răspunde un pic mai bine. Cu toate astea, nici motorul nu e gândit astfel încât să aibă un răspuns foarte bun. E gândit pentru economie, dar în momentul în care tu apeși pe accelerație, se simte boost-ul ăla electric atunci când ai nevoie. Dacă o trecem pe sport, e bine, lucrurile se mai schimbă puțin, totul devine și mai alert, cutia și mai rapidă. Nu vei avea probleme pe nicio depășire cu Puma, să fie clar, cu motorul ăsta. Și mie îmi pare rău că nu-l privim pe ăla de 95 de cai putere, pentru că multă lume s-ar descurca foarte bine cu o tonă 200 cutie manuală și 95 de cai putere. Eu am văzut cum se comportă motorul ăla pe Fiesta și asta e cu 60 de kg mai grea decât o Fiesta. Întâmplător, 60 de kg e cât cântărește o Puma, animal. Deci, uite ce răspuns bun avem și se vede că boost-ul electric îmi și arată aici. Este disponibil la turații mai joase și la accelerări ceva mai line. Deci boost-ul electric pe sport e disponibil ceva mai repede. Acum am ajuns pe drumul virajat, acolo unde Fordul Puma și ca orice Ford ar trebui să se descurce de minune. Ia să vedem. Virajele, da? Mașina e surprinzător de plăcută la condus. De fapt, fiind un Ford, e nesurprinzător. Însă, ținuta e destul de neutră, direcția e destul de rapidă, simți un pic ce se întâmplă cu ea. Evident, nu este o Puma ST, dar e ok. Suspensia nici prea prea, nici foarte foarte. Simți drumul, îl citești. Nu este un fotoliu, să zici, sau un norișor, să zici că zbori așa peste de nivelări, dar îmi place chestia asta pentru că simți mașina. E o Fiesta cu un pic mai mult ruliu și care nu e la fel de directă, dar asta nu înseamnă că nu e la fel de plăcută. Pe denivelări scurte auzi suspensia, dar nu e nimic deranjant. Și da, Fiesta asta suvirează la limită, dar suvirarea e foarte progresivă. E în clasa asta nu cred că o bate nimeni, adică Stonic și Kona sunt foarte apropiate, dar asta cred că le bate. Stonic și Kona totuși au scaune un pic mai bune. Ia să vedem. Pedala de frână răspunde bine, chiar dacă ai tamburii aia. Nu am nimic de comentat la adresa frânelor, este. Răspunde bine ABS-ul, răspunde repede. Nu e recomandat să pui frâne foarte bruște. Asta e o mașină cam cum făcea Volkswagen acum câțiva ani. Nu excela la nimic, dar per total ieșea bine. A câștigat niște premii pumuța noastră prin Anglia, pe la Watt Car. Este o mașină destul de
versatilă, destul de închegată. Uite, suspensia un pic rigidă și se aude un pic peste denivelări. Ia să o luăm un pic mai încet, următoarea denivelare. Evident că dacă scazi viteza, scade și sunetul. Însă, ce vreau eu să vă arăt acum, dacă vrei să mergi economic, și de ce n-ai vrea, pentru că e benzina scumpă și sunt banii tăi la mijloc. Dacă vrei să mergi încet, ce faci cu Puma? Accelerezi cu mild hybrid-ul. A condus și benzina și nu se comportă la fel. Dar cu mild hybrid-ul ce trebuie să faci? Sau mă rog, nu se comportă identic. Ajungi la viteza de croazieră, iei piciorul de pe accelerație, îl pui din nou și pedala se va întări. Este un fel de pilot automat. Este un fel de pilot automat la picior, care îți menține viteza constantă. Tu trebuie doar să apeși pe accelerație. Dacă vrei să accelerezi, evident, după aia apeși pe pedală mai tare, ca tot omul. Uite, dar eu am 55 de km pe oră, da? Am apăsat din nou pedala pe accelerație, viteza îmi este constantă și consumul instant este undeva pe la 3-4. Dacă mergi cu mașina asta așa, până la viteze de 100 de km pe oră, consumul instant va fi undeva 3-4. Apoi, când iei piciorul de pe accelerație, ai frâna aia de motor agresivă de care vorbeam mai devreme. Ce nu recomand eu să faceți este următorul lucru, ceea ce voi face eu acum. Frâna, intră start-stop, stai la semafor, în momentul în care se face verde, iei piciorul de pe accelerație și accelerezi. E bine, dă-i mașinii timp de gândire, ia piciorul de pe accelerație, lasă mașina să se miște singură și după aia accelerează, pentru că altfel cutia pare un pic nehotărâtă, pare un pic nepregătită. Uite, ia să vă arăt. Hai să încercăm să facem testul ăsta. Deci frâna și imediat după ce am luat piciorul de pe frână, am omorât accelerația. Fiți atenți aici. Și motorul pleacă un pic subturat, că nu se așteaptă, n-are timp să pornească și să-i dea. Nu. Iei piciorul de pe accelerație, lasă mașina să pornească. Neavând auto-hold, mașina va pleca. În momentul în care mașina începe să plece, accelerează și tu. Nu forța cutia de viteze, e păcat. Se vede că se chinuie ambreiajul. Poziția la volan e înaltă. Vizibilitatea e bunicică, chiar și în spate, deși nu te-ai aștepta. Nu am nimic de comentat în afară de scaunele, care nu sunt pe placul meu, hai să o luăm așa. Am mai cunoscut și proprietari de Puma, au zis că n-au nimic cu scaunele, deci contează fizionomia corpului la scaune. Mie mi se par puțin rigide în zona lombară, asta e singura mea, acesta este singurul meu comentariu la adresa lor. Și cam așa se conduce Puma. Bun, și acum hai să vedem cum se conduce Ford Puma singură. Ia să vedem. 80 de km la oră, distanța o menține bine. Dacă vede o mașină în față, îți arată că e Mondeo. Semn că Ford încă mai plânge după Mondeo. Keep hands on steering wheel. Ia să vedem. Keep hands on steering wheel. Keep hands on steering wheel. Sunt curios dacă se dezactivează sau dacă mă frânează. Uite, îmi frânează singură. Mașina frânează singură. Se oprește singură. Incredibil. E prima dată când un astfel de sistem se oprește. Și nu, mă ține la 10 km pe oră și îmi zice keep hands on steering wheel. Atâta face. Dacă așa, press rest to resume. Ha, ce tare. Primul sistem care face așa. Ia să vedem, urmează și un viraj, dau resume. Să vedem cum ia virajele. Dacă le ia bine. Cel mai tare sistem, deci ăsta când te oprește. Ia să vedem. Viraj. Mașina ia virajul foarte bine. Menține centrul benzii, n-are niciun stres. Și menține banda chiar dacă te încetinește. Asta e mișto, că niciodată nu se va dezactiva sistemul. Ia să vedem. Ha! Și acum încetinește.
blând și viraj, foarte tare. Gata, și ăsta a fost episodul cu Ford Puma. Ce v-am arătat astăzi la Ford Puma? V-am arătat cum a distrus industria auto a Germaniei. V-am arătat cum să spui schimb de Lincoln pe el. V-am arătat că sistemul de conducere semi-autonom te încetinește, nu se dezactivează și te lasă să mor cum se întâmplă la alți producători. Like pentru clipul ăsta cu Ford Puma, subscribe, dați share, vă iubesc, mașini cu Luci Popa. Apropo, aștept reacțiile voastre în comentarii cu privire la mașina asta și la orice în general. V-am pupat, ne vedem în clipurile următoare, avem surprize mari, 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 inclusiv alt Ford premieră națională. Mașini cu Luci Popa, oficial, se încheie.